apă caldă. Foarte bună încălzarea, apă caldă, tot numai internetul a fost varză, varză, varză. Abia încărca câte o pagină. E timpul să mergem spre Colombo, să schimbăm niște bănuți, poate luăm o cazare în seara asta sau dacă nu mergem spre altă destinație, vedem ce și cum. Ne-am trezit, că am trezit, suntem cam rupți, că am avut niște țânțari care ne-au rupt toată noaptea. Ce e nasol aici, că n-au avut plasele, țânțari la pat. Geamurile... Fără plasă? Da, am avut aer condiționat, n-au ce să pe zic. Care nu l-am folosit. Poți? Coconații căzuți pe jos. Wow, dacă scade un coconat ăsta din pom, te-a rupt în două. De la 4 metri, 5 metri. Wow, cât de mare e coconatul ăsta. Dacă scade un coconat de ăsta... Mă spăl cu apă de cocos pe cap. Super lazy azi. Ce interesant aici, am văzut, cred că pentru prima oară, coconat portocaliu. Nu? N-am mai băut până acum cocos portocaliu. Nu. Prima oară. Și cel mai ieftin, ever. Chiar că cel mai ieftin ever, cât e un leu și ceva. Mai ieftin decât în Africa. Unde era 5 lei. Ce a fost tare în zona asta, că a fost foarte, foarte liniște. N-am auzit mașini prea multe. Deloc chiar. Am auzit doar păsările. Și greiri. Am citit despre niște cazări din Colombo, că nu pot să dorm din cauza traficului. A fost o mai bună alegere să luăm în partea asta. Sincer, aș da schimb la Colombo, dar dacă nu găsim nicio variantă de bus, la ora asta, bani, să schimbăm bani, bani găsim, că am văzut unde ne lasă busul, sunt o grămadă de exchange-uri. Și cazările sunt foarte ieftine dacă ieșim din Colombo. În Colombo sunt și duble la preț și condiții nasoale. La ce buget avem noi? Da. Că sunt unele, chiar hotel de 4 stele cu super review-uri, cât crezi că era pe noapte? 29 de euro. Super bine. Oricum, bugetul nostru este undeva de 20 de euro pe noapte maxim și trebuie să ne încadrăm undeva la 15. Deci undeva o lună trebuie să vină cam 450 de euro. E chiar dacă dăm pe unele 20, după aia dăm 10. Hello! Am găsit cazări cu 6 euro, 7 euro, 8 euro. Păi cam așa sunt în partea aia. Faza e că cu netul nu prea, la prima impresie, nu prea sunt super bine. Suntem la 40 de km de Colombo, căutăm să luăm un bus. Băcuța. Vis-a-vis de aeroport există un bus care merge spre Colombo. M-a lăsat pe stație. Deci de la aeroport se poate ajunge foarte ușor cu busul în Colombo. Fix de la ieșirea din aeroport este stația de bus. Mergem 35 de kilometri pentru 0,50 de cenți, euro cenți, adică 1 euro, 2 persoane. 2,50 bilet lux. Se
se face plinul. Am ajuns în Colombo după aproape o oră jumate. Hai, spre bus. Am făcut 2 ore. 2 ore. Hai să vedem, ne spunem bani, să vedem dacă pierdem vreun bus. Sfoara. Bine, cuvântarea pe care am luat-o și noi. Jocuri de noroc. Panda, hai să facem și ea. Te-ai gândit din mate care le-o trai mandalai. Enne sura de gândit din mate care le-o trai mandalai. Curmale, ce bine, a? Fructe, trebuie să ne numim și rambutani și mangustani. Uite-i 10 la 100. Hai, bagă direct. De fapt, hai să vedem de bus și după aia ne întoarcem să luăm. Ok. Oricum trebuie să schimbăm bani. Arde soare în ultimul hal. Să vedem de unde luăm busul. Trebuie să scrie undeva sus. Ambalgoda Hakama. Trebuie să luăm 150 de kilometri de aici. Cam așa arată busurile. Ah, uite, 57 sau 15, Anurapapura. Numărul 57 merge spre Anurapapura. Anuradhapura. Anuradhapura. Am găsit busul numărul 57, acum trebuie să găsim să schimbăm bani. Nu vrem să rămânem în Colombo, că e prea mare agitația. Și vrem să mergem undeva în natură. În 5 ore ne-a spus omul că trebuie mers cu busul. Sunt cam 150 de kilometri. Mergem în nord. Am găsit o pofumea asta și am zis să ne numim niște rambutan. 10 rambutan, 100 și spălați. Wow, ce mari sunt ăștia. நீங்க டேல போன ராபாலியா பாத்தீங்களா வா பாத்தீங்க நீங்க டு சிஜிரியா சிஜிரியா தஸ் நோ பஸ் நோ ட்ரெயின் நோ ட்ரெயின் ஜஸ்ட் பஸ் பஸ் நோ டைரக்ட் ஃப்ரம் ஹியர் டு 1 ஹியர் டு 1 ஓகே ஆஃப்டர் தட் டபுள் 1 சேஞ்ச் மாத்லே 1 சேஞ்ச் டு கேண்டி ஓகே கேண்டி ஃப்ரம் கேண்டி டீ பிளான்டேஷன் டு எல்ஏ பஸ் பை ரோட் திஸ் இஸ் ட்ரெயின் எல்ல ட்ரெயின் ஓகே ஆ திஸ் இஸ் பட் யூ டோன்ட் இன்ஃப் டைம் டு ஆர்கனைஸ் Primul telefon utilizat în Ceylon în 1880. Ceylon, celebra firmă de ceai care a ajuns acum să fie mega faimoasă. Se poate observa structura colonială.
de arhitectura modernă. Colecționare de antichități, scrisori, tot felul de... Am început! Portul. Am schimbat la omul ăsta cu 339. Și om ce? Tomorrow? Nigo mall, down market. Tu ce spune? Good. Tomorrow Saturday, Sunday, down market. Luxan. Luxan from Colombo. Un good exchange, rate. Good rate. Călătoria continuă, am prins viața, am schimbat bănuți. Nu mai aveam bănuți, nu mai puteam să ne mișcăm. După cum se observă, arhitectură colonială, pentru că aici au fost... Cine au fost? Străinii. Internet like a box, scrie sus acolo. Am hotărât să nu mai ne luăm nicio cartelă de net, nicăieri. Și să fim mari boși. Un jus? Bagă zahăr, nu? Mergem spre Anarapapura, fără cazare, fără internet. Aici, dacă ai cash-ul, ești mare boss. Poți să oprești la orice hotel, să ții cameră, mâncare după stradă. Cash-ul e baza, dacă ai cardul, nu prea merge. Toți vor cash-ul. Ia uite, bă, duci pe ăsta, ce? Și în Europa e mare hype, dacă ai dat starată. Da. 200. Pereche de blugi, mai puțin de 1 euro. Și combinația zilei, 12 rambutane, 100. 36 de rambutane, nu 36, căci vine... 42 de rambutane, 1 euro. Oh, yeah. Mangustin, uite acolo. La primul. Nu găsim niciodată, a fost foarte acră. Nelly. Ciao. Curmale, jumătate de kil, 250. Programul de azi, fructe. Avem niște rambuțani. Pâine de ardei, iute, roșu. Ca bonus mai avea și ardei verde. Sandvișoare înăuntru, un ardei. Ceapă. Și om. Trebuie să mâncăm ceva, trebuie să mergem 5 ore, ceva. Cam așa arată omleta, sandvișul cu ou și deasupra se taie și se bagă ceapă și ardei picant. Plus omleta are ardei roșu. 2 euro, de un tichetul. Pentru? 206 km. Lux. Plecăm din Colombo. Am pornit. Am stat doar 2 ore în Colombo. Am văzut puțin orașul și am hotărât să mergem mai departe. Ne-au zis să facem 4 ore, dar sigur facem vreo 6-7. Dacă am făcut 30 de kilometri în aproape 2 ore.
toate modulare. După pas, după 2 ore jumate, am mers ca sardinele. Să vedem ce vând aici. Dar pică ceva. N-am găsit apă decât apă de la chiuvetă. Un pahar de apă. Omletă. Picantă. După omletă, foarte bun. Dar e spicy. 5 ore, 5 ore, 5 ore. Dar bine că s-a eliberat. Nici măcar nu am ajuns. Avem 70. Coborât in the middle of nowhere, fără prea multă lumină, dar am văzut că sunt mai multe hosteluri și hoteluri în zona asta și am zis să ne încercăm pe aici ca să nu mergem în centru. După oamenii ăștia am conținut mega dubios. Conduc foarte dubios. Claxonează. Sardinală. Sardinală totală, am stat ca sardinele. Fără să ne mișcăm 6 ore. Merit într-o beznă totală. Uite că am coborât unde trebuie. Să sperăm că o să găsim o cazare. Mai bine că stăm în afara orașului, că avem mai multă liniște. Anuradhapura. Am ajuns. Sunt cazări, e bine, sunt o grămadă de cazări, numai că e cam târziu. Și pare că toată lumea s-a culcat. Maia are și Wi-Fi, 100 de metri. Hai să vedem dacă e cineva trans. Trebuie să fie. Nu e prea târziu. Nu e. Plătim și ieșim să luăm de apă. Pare zona frumoasă. Da, pare zona super liniștită, nu se aude nimic aici. Abia trece o mașină, nu știu cât timp. Am nimerit-o bine. Umaya Hotel. Hostel. Vedem acum, au porțile deschise. Au porțile deschise, deci avem mari șanse să găsim camera. Asta-i. Holiday room. Asta e. Coer 2500. Hello? Hello. Hello. Este camera cu AC. Asta este camera pentru 9 euro pe noapte, în sfârșit plasă de țânțar, AC și tot ce vrei. Asta. Și baia. Mega lux. Apă caldă, neba. Apă caldă la... La ce cald e? Ce mai trebuie? La dozator. De data asta ne-am turnat cu lanternă. În tripul ăsta avem lanternă, dar nu prea am folosit-o. La cât de întuneric e prin zona asta, am zis, hai că trebuie să o scoat. Bine că nu mai sunt câini. Nu prea am folosit. Și e tare că nu sunt câini, da. Fiecare produs are prețul scris pe el. 100. Să ne luăm o gustare. De la elefant. Ceva cu stel. Stă bine gustarea din seara asta. Arată, dar până-i bagă spice. Păi nu, că i-am zis să nu-i bagă.